Gazeta prezintă cifre concrete legate de modul în care a fost tors bugetul Târgoviștei de echipele feminine de volei și basket, ambele aflate sub tutela Clubului Sportiv Municipal. Vorbim despre sume reprezentate la nivel de informație de luni bune de MDITV, care a semnalat situația alarmantă și anomaliile din sportul dâmbovițean. Pentru orice dâmbovițean, alocările de la primărie către CSM Târgoviște sunt halucinante. În 3 ani și jumătate, echipele de volei și de basket feminin ale clubului au cheltuit peste 7 milioane de euro. 7 milioane de euro i-au costat pe târgovișteni 4 trofee, dintre care contează numai 2, respectiv titlurile naționale de la basket. Doar în 2016, în mai puțin de 5 luni, în administrația viceprimarului cu atribuții de primar Cristian Daniel Stan, CSM Târgoviște a păpat 65 de miliarde de lei vechi. La un calcul simplu, asta înseamnă că zilnic din banii publici la CSM se cheltuie 433 de milioane de lei vechi, adică aproape 10.000 de euro. În condițiile în care la basket competițiile oficiale s-au încheiat din luna martie, iar la volei la începutul acestei luni, devine clar că distribuția sumelor a fost uluitoare. Tot Gazeta Sporturilor scrie astăzi despre suspiciuni legate de implicarea echipelor CSM-ului în mafia pariurilor. Ca amănunt interesant, toate meciurile echipei de volei cu adversari puternici din actualul sezon au fost marcate de răsturnări de scor aproape identice. Ca bonus, un joc al echipei din Târgoviște cu Bacăul s-a încheiat cu o mare surpriză, victoria moldovencelor cotată cu peste 5 la casele de pariuri. Investigația GSP, care a cules informații din presa locală și cea regională, îl amintește și pe fostul primar Gabriel Boriga, care s-a auto-intitulat Duh Sfânt în programul de meci al finalei Campionatului Național de Volei Feminin. Să mai spunem că dacă în ultimii 2 ani și jumătate la volei și basket au mers peste 300 de miliarde de lei vechi, echipa de fotbal sau juniorii Chindiei nu au la dispoziție un teren de antrenament pentru construcția căruia fuseseră bugetate fonduri în urmă cu 2 ani.